aș dori să împărtășesc un gând care, evident, conduce mintea omului, ascultătorului, la grădina Ghetsimani. O expresie pe care Domnul Hristos a făcut-o spre finalul misiunii sale, și anume: Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. În această seară voi vorbi despre un subiect extrem de vital pentru mântuirea rasei umane, cât și în ceea ce privește onoarea lui Dumnezeu și demnitatea sa divină, care evident au fost atacate de insinueri și acuzații în contextul marii lupte între bine și rău. Știți, voința este un măr de aur din coșulețul de argint al omenirii. Voința este arsenalul de putere, dacă vreți, care acționează și concretizează intențiile și planurile și acțiunile oricărei entități inteligente care există atât prin creație, nu, în cazul omului, cât și prin sine însuși, în cazul lui Dumnezeu. Ne vom pune în această seară întrebarea: există un dar mai mare ca darul vieții? Există un dar mai mare ca darul puterii de voință? Ce alt dar mai mare decât puterea de voință poate omul primi de la Creatorul său? Voința este liberă. Darul voinței devine suprem pentru că este îmbrăcat în libertatea de gândire și libertatea de alegere. Dragii mei, prin creație nu ni s-a dat o voință oarbă, ci ni s-a dat o voință inteligentă. Sigur că Dumnezeu și-a asumat un risc infinit în această acțiune. Această voință liberă avea să fie conectorul între gând și acțiune pentru veșnicie. Voința liberă avea să semnalizeze întotdeauna intensitatea relației între om și Maestrul Creator, între om și Domnul Hristos, între om și Tatăl nostru din ceruri și așa mai departe. Dragii mei prieteni, eu cred că urmărind cu atenție viața Domnului Hristos, evoluția Lui pe pământ, nu se poate să nu observăm preocuparea supremă a Mântuitorului vis-a-vis de voința Tatălui Ceresc. Ceea ce era fundamental pentru el, ceea ce era extrem de important pentru misiunea Domnului Hristos pe pământ, era în special salvarea onoarei Tatălui Său din ceruri. De aceea voința Tatălui era pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos singura busolă care avea de fapt să fie permanenta orientare sau GPS al Mântuitorului în viața aceasta, prieteni. Există o declarație foarte interesantă pe care Mântuitorul o scoate în evidență în Matei, capitolul 7, cu versetul 21. Este un regulament social pe care Domnul Hristos îl aplică, în special în relația oamenilor cu Dumnezeu și în relația oamenilor cu El însuși. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Dacă ar fi să existe un dialog între noi și Domnul Hristos, Mântuitorul ne-ar spune: nu iau în serios pretențiile sau pretinsele demonstrații de forță spirituală, nici cântecele voastre în care vă preamăriți pe voi și nu pe Tatăl meu din ceruri. Nu iau în serios nici mâinile voastre ridicate, nici flatările și lingușirile voastre verbale când împomeniți numele. Nu iau în considerare nici strigătele voastre după moda profesiilor lui Bal, care în timp ce mă lingușesc, ignoră voința Tatălui meu care m-a trimis. Aceasta este o declarație care traduce expresia din Matei, capitolul 7, versetul 21. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Ce este de fapt, sau care este definiția voinței Tatălui Ceresc? Legea este dreaptă, sfântă și bună. Cum poate o ființă umană căzută ca mine și ca tine să fie de fapt ecoul caracterului Dumnezeu prin respectarea acestor principii? Simplu, cartea lui Ezechiel, Dumnezeu ne promite că dacă vrem, dacă dorim să cooperăm cu Dumnezeu, El este dispus să facă o operație, o intervenție chirurgicală și să ne dea o inimă nouă, să scoată din noi inima de piatră, care nu este compatibilă cu să nu furi, să nu ucizi, să nu minți, așa, și să ne dea o inimă de carne, sensibilă la vocea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care ne poate schimba caracterul. Deci, voința Tatălui Ceresc nu este altceva decât asumarea caracterului său în viața noastră. Ei, ca să o putem face,
Domnul Hristos clarifică în Ioan 15, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Vom renunța noi la voința noastră de dragul voinței lui Dumnezeu? Vom renunța noi la idealurile și aspirațiile noastre de dragul idealurilor și aspirațiilor dumnezeiești care ne sunt propuse? Este o decizie a noastră. Oricine, spunea Domnul Hristos, face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este și frate, soră și mamă. Nu-l putem numi pe Domnul Hristos frate dacă noi avem o voință străină voinței lui. Nu-l putem numi pe Domnul nostru Iisus Hristos fratele mai mare. Atâta vreme cât noi, în calitate de frate, soră și chiar mamă, avem o comportare, avem o viață detașată de interesul lui Dumnezeu pentru noi, ca indivizi, ca și colectivitate creștină sau ca și societate. Căci oricine face voia Tatălui meu, adică numai aceia care fac voia Tatălui meu care este în ceruri, se pot numi sau mă pot adresa, se pot adresa mie cu numele de frate Iisus, fratele nostru, Domnul nostru, fratele nostru mai mare, Iisus Hristos. Nu poți să te numești soră a Domnului Hristos dacă voința ta este diferită de voința Domnului Hristos. Sau nu se poate numi cineva mamă a Domnului Hristos dacă această mamă nu reflectă intenția și voința caracterului dumnezeesc în viața noastră. Vedeți dumneavoastră, aici Domnul Hristos reiterează conceptul acesta de relație. Deci Dumnezeu nu are o voință malefică, o voință distructivă. Dumnezeu dorește ca niciun om să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Însă ideea este, vom putea noi ajunge să producă Domnul Hristos în noi, vom putea noi permite prieteniei noastre cu Domnul Hristos să meargă atât de departe încât El să producă în noi acea declarație de maturitate a caracterului Său în noi, încât noi să fim ecoul voinței lui Dumnezeu și să spunem ca Domnul Hristos, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă. Nu să fac voia mea, ci să fac voia Tatălui care m-a trimis. Dragii mei prieteni, această declarație arată foarte clar că Domnul Hristos avea o singură țintă, avea un singur domeniu de definiție pe care el dorea să și-l păstreze cu acuratețe până când avea să strige s-a sfârșit pe cruce. Acest text este fundamental și dintr-o altă perspectivă. Aceasta era misiunea Domnului. Nu intenționez să merg independent de voința Tatălui meu. Asta vrea să spun Domnul Hristos. Nu m-am privatizat față de planurile și intențiile voinței Tatălui meu din ceruri. Nu vreau să fac un spațiu paralel. Nu vreau să creez un univers paralel, așa cum sugera marele rebel în ceruri. Nu vreau să produc o altă lege. Nu vreau să produc o altă formă de guvernare decât aceea a Tatălui din ceruri. Niciodată n-a fost un timp în care Domnul Hristos să fie despărțit de Tatăl. Atunci când am hotărât ca să devin mielul de jertfă, fără cusur, a fost o alegere liberă din partea mea. Eu am hotărât să devin mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Am făcut-o în mod deliberat și cu o conștiință și o voință consimțită în respect față de voința Tatălui meu din ceruri. Voința Tatălui meu, spune el în Ioan capitolul 6, versetul 40, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Deci iată că pe lângă credință avem nevoie și de o vedere spirituală. Sigur, ucenicii au avut privilegiul să-L vadă pe Domnul Hristos. Generația cu care Mântuitorul a intersectat în vremea lui, societatea din Palestina în secolul I, au avut privilegiul să-L vadă pe Domnul Hristos. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și după aia crede în Fiul să aibă viața veșnică. Iar eu, spune Domnul Hristos, îl voi învia în ziua de apoi. De ce? Pentru că Domnul Hristos este învierea și viața. Mântuitorul are puterea să-și dea viața și are puterea să-și ia viața înapoi, dragii mei prieteni. Deci, în contextul acesta, întrebarea mea este: cum putem să credem noi în El, în Domnul Hristos, dacă nu l-am văzut? Toma zice, nu cred până nu văd. Și Domnul Hristos i-a spus, da, dar e mai ferice
de tine, Toma, care ești un ucenic al meu, în devenire discipol, apostol și așa mai departe, e mai ferice de ăia care nu mă văd și totuși cred de-a lungul generațiilor. Domnul Hristos s-a revelat oamenilor în diferite momente din viață. Unii l-au văzut pe Mântuitorul într-o viziune, într-un vis de noapte, în realitate virtuală. Nu știu exact cum l-au văzut. Noi avem și un ochi spiritual care vede o realitate dincolo de perdea, o realitate dincolo de perdeaua albastră a cerului. De aceea avem nevoie de ochi spirituali care să vadă o realitate pe care noi nu o vedem, căci adeseori realitatea pe care o vedem în viață este o realitate de care ne potignim, prieteni. Adeseori când realitatea din jurul nostru produce descurajare, ar trebui să activăm ochii noștri spirituali, ochii minții, care să-L vadă pe Domnul Hristos în frumusețea caracterului Său. Deci, ideea de bază este să activăm ochii noștri spirituali, ochii minții și să vedem ceea ce lumea nu vede, să vedem frumusețea caracterului Domnului Hristos, să-L vedem pe Domnul care ne ține de mână și ne conduce pe calea cea dreaptă în fiecare circunstanță a vieții noastre. Este interesant că mulți au văzut pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos, și totuși n-au crezut în El nici chiar atunci când l-a înviat pe Lazar. Preocuparea celor care aveau interese, care se intersectau cu interesele Domnului Hristos, erau cum să scape de Domnul Hristos pentru că nu puteau justifica acea minune. Învierea lui Lazar dădea toate planurile statului paralel peste cap. Și când aceste planuri ale statului paralel au intersectat sau au produs o coeziune, interesul și voința lui Dumnezeu exprimată prin Fiul Său, atunci i-au dorit moartea. Atunci, preoții, cei mai de seamă și farisei, au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Ioan 11 cu 47. Problema lor nu era că minunile erau autentice. Problema lor era că nu-i mai asculta nimeni. Pentru că influența, transferul de putere mentală, transferul de influență în societate de la statul paralel la Domnul Hristos, de atunci i s-a tras moartea. Să învii din morți pe cineva înseamnă să distrugi cultul morților. O filozofie care vine de demult, din Eden, împărtășită, hrănită, chivernisită în Babilon, transferată mai departe la medopersani, greci, egipteni, romani și până la noi. Să învii din morți pe cineva înseamnă, într-adevăr, să distrugi ideea nemuririi sufletului, nu? Să distrugi cultul morților și în același timp să dovedești că tu ești învierea și viața. Asta înseamnă să reduci la tăcere pe greci, pe saducheii care erau studenții corupți a acestei culturi și civilizații și în felul acesta Domnul Hristos să devină o amenințare existențială împotriva nemuririi sufletului. Iisus devenise un factor foarte inconfortabil pentru statul paralel de atunci. De aceea, dragii mei prieteni, El, aici, Domnul Iisus, devine un subiect de o importanță vitală pentru Prințul Întunericului și cei care îl urmau. O altă declarație care mi se pare centrală în subiectul nostru este declarația pe care Domnul Hristos o face în Matei, capitolul 6, versetul 10, în contextul în care El prezintă rugăciunea domnească. Coloana vertebrală a acestei rugăciuni este expresia versetului 10. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci împărăția este elementul numărul 1, elementul de mijloc, elementul central este facă-se voia ta și apoi consecința aplicației voinței lui Dumnezeu în viața noastră este precum în cer, așa și pe pământ. Din această declarație, dragii mei, reiese sau putem scoate în evidență una dintre cele mai importante concepte ale Scripturii. Mântuitorul spune sau definește în trei cuvinte o singură idee, ideea fundamentală a marii lupte și anume aceea de a restabili pacea și armonia Universului lui Dumnezeu, eliminarea cauzei marelui conflict, pedepsirea păcatului și al autorului păcatului, concluzionând cu recunoașterea nevinovăției lui Dumnezeu în acest mare conflict și devoalarea caracterului marelui arhi-amăgitor. Vie împărăția ta înseamnă restabilirea principiilor universale
pe o planetă izolată de 6.000 de ani? Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, înseamnă restabilirea caracterului Dumnezeu în subiecții creației Lui și stabilirea principiilor fundamentale ale legii sale, care este, practic, reflexia caracterului său, așa cum am mai spus-o. Venim la Ghețimani, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Este pentru prima oară când, în viața Domnului Hristos, sub o presiune psihică extraordinară, nemai întâlnită de nimeni în univers, nemai întâlnită de nimeni pe pământul nostru, țărâna care învelea pe Domnul Hristos, trupul de carne, prieteni, și natura umană, toate la un loc se clătinau și se dădeau înapoi cu groază de la marele sacrificiu, ceea ce avea să urmeze. Pe lângă faptul că era pentru prima oară când se simțea vinovat, lucru straniu pentru Mântuitorul, pentru că numai un om păcătos se poate simți vinovat, el, care nu cunoștea ce este păcatul, simțea acum că are o vină și această vină îl separa pe el de fața Tatălui și îl determina sau îl împingea să creadă că Dumnezeu l-a abandonat și este lepădat de fața Tatălui Ceresc. Dacă acele simțăminte ar fi învins în mintea Domnului Hristos și dacă acele simțăminte nu ar fi fost respinse de o credință fără emoții ale Mântuitorului, Mântuitorul ar fi fost pierdut și ar fi fost pierduți în consecință noi, biserica și așa mai departe. Aceste simțăminte erau atât de puternice, prieteni, încât generau cea mai mare durere sufletească Fiului lui Dumnezeu, ceea ce a dus extrem la această suferință mentală a Domnului a fost ideea că, făcându-se păcat pentru omenire, el nu va mai vedea fața Tatălui niciodată. S-a pus o barieră de întuneric între Domnul Hristos și imaginea zilnică, permanentă, a Tatălui Său din ceruri. Aceasta a generat, prieteni, cea mai teribilă dezamăgire, descurajare pe care Fiul lui Dumnezeu a simțit-o, a experimentat-o în viața sa vreodată. Aceasta l-a determinat pe Domnul Hristos să strige: Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Domnul Hristos nu s-a simțit acasă la el niciodată, aici pe pământ. De la Iesle, prieteni, până la Golgota, Domnul Hristos a fost un om al străzi, nebinevenit, neinvitat de nimeni. El a depins de providența și mila Tatălui Său în fiecare secundă. Domnul Hristos se simțea atât de străin într-o lume pe care El însuși o crease. Nu pare ciudat? Să nu te simți acasă la tine, într-o lume pe care ai creat-o tu însuți? Să vii la tine acasă și să nu mai recunoști locul? Să nu relaționezi cu nimic din jur, când știi că toate au fost făcute de tine și au fost puse la locul lor? Să ți se pară totul obtuz sau strâmb, să nu mai observi nimic atrăgător în acea planetă perlă pe care ai creat-o tu, spre bucuria Universului? Minunează-te, cerule! Am călătorit prin toate mahalalele lumii, în cele mai întunecate colțuri ale pământului și niciodată nu m-am simțit bine ca acasă. Sentimentul acesta ciudat l-am avut ori de câte ori am călătorit în diferite colțuri ale pământului. Noi românii, în genere, avem un spirit de văicăreală sau, ca să retușez, am impresia că avem un spirit plângăreț. Nu ne place nimic, ne văicărim de cam toate. Dar în momentul în care începi să călătorești și să ajungi în hangarele acestea ale lumii neumblate, te gândești: Doamne, numai atunci ajungi să realizezi ce bine e acasă. Numai atunci ajungi să realizezi și să privești locul tău natal cu alți ochi. Păcatul știrbise frumusețea originală a creațiunii, dragii mei prieteni. Erodase valorile și gustul vieții pe pământ și bucuria, fericirea și zâmbetul erau acum întunecate de păcat. Domnul Hristos nu se regăsea în țara, în patria, pe planeta pe care El însuși o crease. Acolo era Domnul Iisus Hristos, în Ghețimani, grădina care nu semăna deloc cu grădina Edenului, grădina originală. Ce trist este că cele mari două bătălii care s-au dat pentru mintea omului, una a fost într-o grădină luminată cu o minte a unui om perfect, desăvârșit ca Adam,
nu-i lipsea nimic, nu era foame, și care a renunțat la dreptul de administrator al planetei Pământ atât de ușor, așa cum copiii noștri de bani gata renunță, cheltuiesc, dau toată munca părinților de o viață într-o clipită. Se pare că așa a făcut și Adam. Și pentru acest motiv, că a vândut grădina Edenului pe nimic, Domnul Hristos avea să vină în ceva incomparabil mult mai mic, mai întunecat, mai sărăcăcios, mai de fără valoare, o grădină care se numea de data aceasta Ghețimaniul. Ghețimaniul e tot ce mai rămăsese din frumusețea grădinii edenice. Ghețimaniul era tot ce mai rămăsese din valorile, din principiile, din idealurile, din fericirea pe care o avusese Adam și Eva în vremea marilor începuturi. Ce diferență, prieteni, între discuția pe care o avea Domnul Hristos cu Adam și Eva, explicându-i cum a creat el universul în grădina Eden, și acum discuția pe care o avea Domnul Hristos cu negociatorul de suflete, cu mincinosul care i-a păcălit pe Adam și Eva să le cumpere grădina pe nimic. Dragii mei, cât de riscant e tot ce se întâmplă acum în grădina de Ghețimani, ne confirmă chiar și para inspirată. Undeva în 1897 se făcea o declarație într-un volum de carte, volumul 12, Scrisori și manuscrise, în care o pană inspirată spunea ceva în legătură cu acest Ghețimani. Dacă ar fi existat cea mai mică pată de păcat în Hristos, cel rău i-ar fi zdrobit capul. Așa cum era, el nu putea decât să-i atingă călcâiul. Dacă mintea, nu, capul Domnului Hristos ar fi fost atins, speranța neamului omenesc ar fi pierit. Mânia divină ar fi venit asupra lui Hristos, așa cum a venit asupra lui Adam. Hristos și biserica ar fi fost fără speranță. Dar slavă Tatălui nostru din ceruri, că Hristos n-a cunoscut păcatul. A doua Corinteni, capitolul 5, versetul 21, spunea: El era mielul, fără cusur și fără pată. Amintiți-vă că Hristos a riscat totul. Pentru mântuirea noastră celor însuși a fost pus în pericol. La picioarele crucii, amintește-ți sau aduți aminte că pentru un singur păcătos Hristos și-ar fi dat viața. Poți tu aprecia valoarea unui suflet? Această idee este reflectată în parabole Domnului Hristos, pagina 196. Acolo în Ghețiman, prieteni, Domnul Hristos transpira sudoare de sânge. Acolo în Ghețiman s-a dat cea mai mare bătălie a sufletului său. O bătălie pe care nu va înțelege doar acela care se roagă lui Dumnezeu în agonie. De aceea mulți chemați, puțini aleși. Cum înțelegeți, dragii mei prieteni, de ce atâta frământare în jurul Domnului Hristos? De ce atâta presiune pe mintea Lui și pe conștiința sa? De ce atâta sudoare de sânge pe fruntea Domnului Hristos? Bătălia a fost dată pentru mintea Mântuitorului și aceeași bătălie va fi dată pentru mintea noastră. De aceea, prieteni, Mântuitorul se clatină, de aceea Domnul Vieții se târăște pe pământ, neavând putere să meargă pe picioare, pentru că mintea Lui a fost asaltată într-o manieră în care noi nu vom înțelege niciodată, doar în parte. În noaptea aceea, în Ghețimani, vântul a încetat să bată. Natura plângea în jurul Domnului Hristos. Frunzele lăsau picături de rouă, într-o formă metaforică, în care natura propriei creație se atașa Mântuitorului, în timp ce Petru cel cu gura mare dormea, în timp ce i s-a spus: roagă-te cu mine, Petru. A fost unicul moment în viață când Domnul Hristos a cerut ceva de la ucenicii săi. Și acel moment a fost un moment al disprețului, al detașării celor trei de ființa umană a Domnului Hristos, care tremura în Ghețimani. Acolo plângea natura pentru Domnul Hristos. Acolo Mântuitorul gemea în singurătatea și în tăcerea Lui. Acolo Domnul Hristos îl căuta pe Tatăl și nu înțelegea de ce credința Lui este
diametral opuse cu ceea ce simțea el în momentul acela, acolo, și spunea cu ultimile resurse umane: nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Era pentru prima oară când voința lui era provocată să renunțe, să abandoneze planul de mântuire. Era pentru prima dată când era expus la ceva surprinzător, separarea față de Tatăl Ceresc. Era șoapta pe care o auzea în permanență: atenție, nu este o separare temporară de Tatăl tău, este o separare veșnică, eternă, ireversibilă. Aici voința omului Hristos intersecta voința Tatălui Ceresc. Deci lumina aici este momentul în care avem de a face, prieteni, cu expunerea celor două realități. Mintea, capul Domnului Hristos a fost expus, mintea lui, înțelepciunea lui, el însuși a fost expus la două realități. Negociatorul de suflete, vrăjmașul, a venit la Domnul Hristos și a spus: du-te înapoi la Tatăl tău acasă. Te recunosc, ești Fiul lui Dumnezeu. Dar nu vezi, nu se merită. De 3 ani jumate te chinui cu oameni încăpățânați, dar la cerbicie, ipocriți, oameni care nu-și doresc decât interesul personal. Ai dat de mâncare la 5.000 de oameni și pâine și pește. Și a doua zi te urmau după pâine și după pește. Veneau după tine determinați de o viață socială mai bună. Nu erau interesați de cerul despre care tu le predicai. Vroiau pâinea și peștii de ieri. Acești oameni care ți-au strigat cu surlă și trâmbițe: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Iată-i peste câteva ore, dacă nu faci un pact cu mine, vor striga: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Pentru cine vrei să mori? Nu vezi că nu se merită? Oamenii sunt cu totul răi, irecuperabili. Îți înțeleg bunele intenții, dar mai bine du-te la tine acasă. Trăiește-ți viața ca prinț al universului și lasă această mică oază de întuneric să fie desfătarea mea. Știți, prințul vieții se cutremura în fața acestor realități. Și pentru că aceste cuvinte aveau impact asupra minții Domnului Hristos, negociatorul de suflete continuă: ai avut 12 ucenici, unul te vinde, unul te tăgăduiește, restul fug. Pentru cine vrei să mori? Dacă ucenicii tăi pe care îi lași pe pământ fug și dau de pământ cu cruce, cu responsabilitatea, cu voința, ce va fi de biserica ta pe pământ? Ai vindecat leproși, ai vindecat orbi, 10, din care numai unul a venit să spună: mulțumesc, Doamne Iisuse. Și apropo, ăla nu era evreu. În contextul acestei realități, Domnul Hristos se cutremura și se întoarce la Domnul, la Tatăl Cere, și spune: nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dacă e putin, cu putință, leapă de paharul acesta. Și după ce se întoarce din rugăciune, negociatorul de suflete continuă și zice: vei fi despărțit de fața Tatălui Ceresc pentru veșnicie. Păcatul odată luat asupra ta, vina, culpa asupra întregii omeniri care vine asupra ta, te va distruge și te va separa de Tatăl tău din cerul pentru veșnicie. A treia oară Domnul Hristos se duce și spune cu transpirație de sânge: Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Voința omului Hristos, voința omului suferinței, se intersectează cu voința lui Dumnezeu. Și totuși Iisus, prin credință, spune: nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Prieteni, cred că decizia finală pentru mântuirea noastră, decizia ca El să plătească prețul, s-a luat acolo, în Ghețimani. Golgota era doar prețul. În Golgota plătea pentru decizia pe care Domnul Hristos a luat-o în Ghețimani. Acolo, în Ghețimani, Domnul a văzut, prieteni, numai întuneric. N-a văzut nicio speranță. N-a mai văzut lumina de la capătul tunelului. Acolo, în Ghețimani, Domnul Hristos a primit o viziune. Îngerul Gabriel, îngerul de la dreapta tronului Dumnezeu, vine și prezintă acea viziune care este realitatea ochiului spiritual. O realitate care nu era grotească deloc, o realitate care avea perspectivă, era o realitate cerească, o realitate de mare impact sufletesc pentru Mântuitorul. Acolo,
viziunea care a fost adusă, a doua realitate care era complet incompatibilă cu realitatea prezentată de negociatorul de suflete, acolo Domnul Hristos vede primul rod, acolo Domnul Hristos vede mântuiți, acolo Domnul Hristos în viziunea aceea în Ghețimani pe care o aduce Îngerul de Lumină de la tronul Dumnezeu, el vede că se merită să moară, aude cuvintele tâlharului de pe cruce, care curând avea să recunoască ca fiul al lui Dumnezeu, îl vede pe Moise, cel care s-a lepădat de Domnul în ultimă instanță a vieții sale, cum deschide porțile de mărgăritar ale cerului, vede toată clasa de mântuiți, te vede pe tine în seara aceasta, te-a văzut în viziune, ți-a văzut lacrimile, ți-a văzut strigătele de durere, ți-a văzut suferința, ți-a văzut disperarea, ți-a văzut agonia, ne-a văzut pe toți, dragii mei prieteni. Și în acea seară a Ghețimanilui a spus finalmente, nu plec acasă. Concluzia, după realitatea viziunii date de Dumnezeu, concluzia a fost credința fără emoții și fără sentimente. I-a spus negociatorului de suflete clar, nu plec acasă, pentru că îi am pe cei care mă ascultă. Nu pot să-i las și indiferent cât de multă suferință vei pune asupra lor, eu îi voi aduce într-o bună zi la mine acasă. Dragii mei prieteni, Mântuitorul a avut de ales între realitatea macabră a celor care i-au respins propunerea, mântuirea, viața veșnică și realitatea dumnezeiască, realitatea cerească pe care în mod intenționat vrăjmașul sufletului voia să o ascundă de ochii Domnului Hristos, care era o realitate luminoasă, că finalmente voia lui Dumnezeu se va face cum, precum e în cer și pe pământ, că finalmente cei întunecați, cei răzvrătiți, cei răi vor pieri, că finalmente rădăcina și ramurile păcatului vor fi distruse împreună cu autorul ei, că finalmente grădina Ghețimani va deveni din nou o grădină a Edenului, că finalmente întunericul va dispărea pentru totdeauna cu rușine în prezența luminii cerești, că pentru totdeauna și cu adevărat Domnul Hristos va trebui să împărătească împreună cu copiii săi, cu frații săi, cu surorile sale, cu toți aceia care au fost și mamă și tată și așa mai departe pe pământ. Dragii mei prieteni, aceasta a fost realitatea pe care a acceptat-o Domnul Hristos, realitatea cerească, că finalmente marea luptă se va încheia cu binele care învinge răul. Marea luptă se va încheia cu ideea că Tatăl nostru din cer n-a fost vinovat niciodată de niciuna dintre acuzațiile sau declarațiile vitriolice, toxice, neloiale, necinstite pe care arhiamăgitorul le-a făcut împotriva Tatălui Ceresc. Domnul Hristos a spus, nu mă întorc acasă la Tatăl, ci vreau să mor aici. Aici e casa mea, aici este locul pe care eu l-am designat pentru a fi perla albastră a universului. Aceștia pe care tu îi numești răi, îi voi smulge din mâna ta și îi voi duce la Tatăl meu acasă. Îi voi așeza pe marea de cristal și le voi da viața veșnică. Nu plec acasă, acesta este pământul meu. Aceasta este proprietatea mea, iar tu ești un intruder, tu ești un intrus în această planetă albastră, tu ești un intrus în această perlă albastră a fericirii pe care am vrut să o fac centrul universului. În momentul acela, când Domnul Hristos a spus, nu plec acasă, aici este casa mea, trăiesc sau mor pentru și cu acești păcătoși pe care vreau să-i mântuiesc. Întunericul a dispărut, depresia l-a lăsat, deprimarea aceea, dar simțul vinovăției îl avea. A mers mai târziu și mai departe la Golgota. Acolo, dragii mei, în Ghețimani, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat o lecție, o lecție pe care dacă o învățăm și noi, ne va ajuta să ajungem în împărăția sa, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Doamne. Dacă învățăm această lecție și credem în realitatea cerească, detrimental realității abstracte pe care o vedem în fiecare zi aici, o realitate descurajatoare, predicată, promovată de
arhiamăgitorul și ucenicii lui, ne putem pierde credința. Dar dacă învățăm lecția aceasta a noii realități cerești, în care să credem și să sperăm o realitate a viitorului dincolo de perdeaua albastră a cerului, atunci viața noastră va fi ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. E rugăciunea mea fierbinte, dragii mei prieteni, ca în această seară să ne putem odihni în Hristos, să ne putem duce acasă la Tatăl. Da, vreau să mergem acolo, la Tatăl Ceresc, atunci când ne rugăm. Noi, Dumnezeu nu vine la noi, ci El ne ia și ne duce în împărăția Sa. Așa că, pentru câteva clipe în rugăciune, vă invit să mergem acasă. Ce ziceți de această invitație? Haideți să mergem pentru câteva minute acasă, acolo unde este Dumnezeu, prin credință, să acceptăm această realitate dincolo de perdeaua albastră a celui și să mergem acasă, să batem la ușa aceea cerească și să spunem îngerului care ne deschide: du-te la Iisus și spune-i că a venit tâlharul. Dragii mei, noi toți tâlhari, ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi, vrem ca în această seară să putem să mergem acasă pentru câteva minute și să vorbim cu Tata, cu Tatăl nostru din cer. Să ne rugăm. Iubitule Tată din ceruri, îți mulțumim că după toată opoziția, după toate necazurile și neajunsurile, ne-ai ajutat în sfârșit să venim la Tine, la Tine acasă, Tată. Îți mulțumim că ne-ai deschis porțile cerului și prin credință inima, sufletul, mintea noastră, întreaga noastră ființă este prezentă din nou în fața tronului Tău, mare, alb, plin de har și de milă și de dragoste. Și am venit înaintea Ta în numele Celui care ne reprezintă, Fiul Tău, Domnul Hristos, acela care ne-a spus ca bucuria noastră să fie de plină în această seară. Cereți orice în numele Tatălui meu și veți primi. În această seară am venit în numele Fiului Tău, Domnul Hristos, să Te rugăm pentru noi personal și ca și colectivitate creștină. Să Te rugăm pentru toți cei care sunt pe calea undelor. Frați fără Hristos, surori fără Hristos, mame fără Hristos, toți cei care suntem în aparenta vrăjmășie cu Tine. Tată, dă-ne putere, dă-ne voința, dă-ne alegerea aceea de a spune alături de Domnul Hristos: nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Iubite Tată, scoate-ne din mocirla din care nu putem ieși, scoate-ne din mizeria în care ne-am îngropat noi și prin decizii neînțelepte. Te rugăm, Doamne Hristoase, dă-ne o inimă nouă. Tată Ceresc, fă Tu ca viața noastră, inima noastră, mintea noastră să fie sanctuarul prezenței Tale în fiecare dintre noi. Ascultă lacrimile și strigătul mut al sufletului care s-a proșternut în rugăciune în această seară. În numele lui Iisus Te rugăm. Amin.